Hai să vedem care e diferența de viteză pentru download și upload pe care mi o oferă routerul vechi și viteza pe care mi o oferă routerul nou. Deși de ceva vreme plătesc internetul, abonamentul de net al celor de la RDS, sau al celor de la Digi, Fiberlink 1000, viteza din router este, după cum se vede, foarte scăzută. Acum trebuie să menționez că sunt două teste de viteză, unul făcut la etaj, unul jos la parte, era aproape de, de router într-o primă fază după cum se vede avem download undeva la 35 de mega pe secundă și upload de 25-30 de mega pe secundă folosind routerul vechi. Acum o să trec pe, pe sistemul ăsta mesh pentru că vorbim de un sistem mesh cu trei unități din astea și uh, viteza crește semnificativ aici menționez că sunt tot sus la etaj unde am doar o singură uh, unitate din cele trei. Automat sărim la 200 300, deci de 5 ori mai, mai bună viteza față de ce oferea uh, routerul vechi pe partea de download. La partea de upload, la fel, viteza este undeva la 300 de megab/secundă, din nou de 5-6 ori mai mai bună față de cel vechi. Un sistem mesh de, de wireless, de Wi-Fi, este un sistem care se folosește nu de un router, ci de mai multe, care cumva ajută, amplifică semnalul în, în toată casa. Trecând la al doilea test de comparare, am coborât jos. Și ce vezi acum, download-ul de 50 de MB pe secundă este chiar lângă, lângă router, calculatorul este la un metru de router, și rezultatul e la fel. 30, 50 iar pe partea de, de, upload viteza destul de mică, 45, 50 imediat o să trec pe, 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 sistemul nou, pe sistemul mesh unde chiar la aceeași distanță de un metru de router o să avem download și upload mult mai bun, spre sfârșit o să vezi comparațiile între cele două. Dacă vrei să-ți cumperi, un sistem din ăsta, las jos în descriere un link afiliat uh, pentru el, ca și raport calitate-preț. Uh, eu sunt foarte mulțumit, este undeva între 400 și 500 de lei în funcție de, de, perioada în care îl cumperi și nu, nu mi-a făcut probleme în ultimele uh, două luni. În ultimele două luni, adică de două luni de zile l am, pentru că am așteptat un pic să văd cum se comportă, am mai făcut citiri din astea teste de net și Până acum foarte mulțumit de, de rezultat, e stabil la ce vezi acum pe ecran, între 300-500 dacă ești foarte aproape de, de, de unitate jos și 200-250-300 sus la etaj unde am doar un singur, un singur aparat din cele trei pe care, pe care le-am primit în cutie. Vreau să-ți menționez că nu e fair play comparație pentru că routerul vechi are 5 ani de zile, Deși nici sistemul mesh nu e latest and greatest, e doar un produs cu raport preț cu ceea ce oferă ok, chiar foarte ok din punctul meu de vedere. La recomandarea unui coleg am luat sistemul de la Mercusis sau Mercus Is, Sis, cum se numește, care zice că acoperă până la 550 de metri pătrați într-o casă, sunt trei unități, ce ne mai spune aici? Acoperă toată casa, viteză de 1,9 giga high speed, adică pe banda de 2,4 giga la 600 și pe banda de, pe banda de 5 gigahertz la 1300, că se poate expanda, se poate, se pot adăuga la el tot timpul chestii și că poți să conectezi până la 100 de device-uri la, la el non-stop, semnalul nu mai cade, maximum coverage, nu mare lucru pe cutie. Hai să vedem la specificații. Wireless 1300 de mega la 5 GHz, 600 la 2.4. Mesh protocol, habar n ce e, beamforming, nu știu, access point, parental control, guest network, IPTV, IPTV 6, 8, bla bla bla. Adică avem în cutie 3 unități de H50G, un cablu de internet, 3 adaptoare pentru priză, adică pentru de la să se alimenteze la curent și un mic ghid de instalare.